acu, ia dăm puțin blițuri. Stai că e luat contactul. A, scuză-mă. Popa, treci în fața farurilor. Nu. Și acum? Surprize. Ai și pe semnalizări? Nu prea. Câți bani ai dat pe LED-urile astea de se pun în această mașină? De sunt puse în această mașină? Da, toate LED-urile scurtă, lungă, proiectoare, din tot interiorul, oglinzi, mașalier, au costat 1700 de lei. Le-am luat pe cele mai scumpe. Popa, cât vrei pe... pe Ibița? 4000 de euro. Eu când stau la semafor sau am puțin... 4000 de euro. Ia. Când am puțin timp liber, mai... Am periuța asta, se vede că e forjată, am luat-o nouă. Mai bag pe aici, mai dau... Nu ca mașina. Bă, Robert, tu ai cumpărat mașina asta cu kilometri foarte puțin de la o familie care a avut-o pentru 15 ani. Fii atent cum țin. Nu, 14 ani. Uite, am o grămadă de spații de stocare, da? De... Uite cum stau cheile. Puse pe un magnet, să nu-mi stea aici și să zorne mers. Uite, cheile de la garaj. Ăștia nu se lipesc și am pus zala asta de lanț ca să stea aici și să nu zorne, să-mi troznească mie prin... Înțeleg, da. De ce vrei să vinzi mașina asta? Și fii atent, uite. Le vezi, da? Da. Ale ei personale. Dar nu mi-au trebuit, dar le-am aici. Dar de ce vrei să vinzi mașina asta? Mi-a făcut cu ochii un Touareg. M-ar interesa un Touareg alb, 2012-13. Auzi? Popa, tu auzi așa ceva? Aud. Cum să vinzi BMW-ul să-ți iei Touareg? Ușor. Dar dacă asta îi place omului, care e problema? Păi uite ce frumoasă e. Uite ce frumoasă e asta. Îmi place și aia. Cu cât o dai? Nu pot să spun. Ultimul preț. 10.000. Caută pe Germania, să vezi cât sunt la kilometri ăștia și dotările ăștia sunt 14.000, 13.000. Rost de vară, rost de iarnă, anvelope. Rost de vară, rost de iarnă, da. Anvelope Michelin. Da, lasă asta, Michelin Pilot Sport 4, dar uite ce scrie aici. Vezi asta? N0. Ce e asta cu N0? N0. Asta e specificație de Porsche. Asta e anvelopă. De Porsche? Făcută special de Michelin pentru Porsche Cayenne. Serios? Da. Și ăla de BMW ce scrie pe ele? X? Nu, sau? Scrie BMW sau ceva. Uite, când l-am cumpărat nu mi-a spus ăla că sunt de Porsche sau de ceva. Da. Încălzire în banchete avem. Mi-a plăcut foarte mult tipa. Asta cum... Nu a stat mai nimeni. Și nu stă nimeni. Și nu stă nimeni pe aici. Nu cred că a scrumat nimeni din ce văd eu, ăștia arată impecabil. Ia uite-l. Vezi? Văd. Spălate, curățate. Oricum, cum se va numi clipul ăsta? Vând BMW? La Robert Preda vinde BMW-ul. Ce trebuie să spunem? Este un X5 prima generație, facelift-ul, ultimile din serie. Ce an? 2006. 2006? Wow. Da, 2006. Cu wow. Celebrul motor. Ce? Care nu se strică. Păi ăsta e ăla de nu se strică. Da, M57, nu? Exact. Da. Cu DPF-ul activ. Neacționat. Un prieten care s-a pus pe burtă sub ea să vadă de ce nu scoate fum pe aici, să dacă am țevile scoate. Ce degete se bagă în eșapament? Bă, ce aiuri au făcut așa? Euro 5? Ăștia Euro 4, două. Scuze. Alea două, așa. Și se bagă și batem, băgăm. Exact. Așa mi-a venit un prieten. Ia uite-mă, asta nu scoate fum deloc cu o mașină la vânzare și a dat pe ochi. Și ce? Asta e gest de samsar, cred. Da. Oricum, știi că lumea zice că... Mamă, ca pe vremuri. Nu ăsta. Ăsta ar fi cel mai bine făcut X5, iar cel mai bun X5 ar fi E70. Da, dar la ăla pe mine mă omoară chestia cu datul motorului jos, se schimb distribuția. Nu vor mai veni firele toate, pe toate clemele se vor rupe, trebuie să cumperi toate alea, să stau eu pe scaunel, frumos, să le așez firele, să vină înapoi. Nu e, m-ar deranja. Am văzut cu motoare date jos și puse înapoi și am văzut. Ce e schimbat pe mașina asta de tine? Că tu, în damblajele tale, n-ai lăsat-o chiar, deși n-avea nimic mașina, tehnic. În sus. În sus, știu că în sus, dar nu voiam să rup, mașina. Așa, asta e schimbată de tine. A, da, a avut mahon aici, dar nu mi-a plăcut. Mahonul. Plastihon din ăla. Da. A, de mine am pus bine? Navigația. A doua, că prima... O să o pornim la asta. Dar parcă e schimbat ceva, tehnic. Plăcute discuri, brațe, față? Am schimbat pe față toate bucșile, că nu-mi plăceau mie. Așa. Atât. Plăcuțele sunt schimbate, discurile au fost schimbate de fostul proprietar, ale de față, ale de spate sunt originale. Ia uite-l pe Popa, cum iasă. Ia, unde? Unde e Mihai? Mihai, păi da. Salut. Popa, acolo sunt doar fetele.
Da. Și acolo e doar fetele. Da, da, tu, vezi când iasă. Tu îți dai seama. Să mă atinge pe aici cu picioare. La mine e problemă cu... Tu îți dai seama câte manele o să fie ascultate în mașina asta de viitorul proprietar? Ia uite ce mi-a plăcut la scaunul ăștia, Mihai. Cum se rup de aici, uite cât de confortabil. Și poate tetiera? Fi. Tetiera, uite cum te scarpine la chelie. Da, apropo de manele, Popa. Banii nu au miros. August. Da, și asta. Ce se... Hai. Oricum, eu... Gențele le-am pus eu că au avut pe 18. Ai și de iarnă, parcă cu anvelope noi și pe alea. Da, anvelopele sunt luate, au mers un sezon. Mi-am schimbat uleiurile în grup. Față, grup, spate, cutie, transfer, cutie. Asta uleiul numai cu originale. Încălzirea auxiliară are mașina. Are încălzirea auxiliară, funcțională chiar. Telecomandă, nu? Am telecomanda dimineața când vecinii mei rachetează geamurile. Eu ies cu geaca pe bune să le fac supărare. Ies cu geaca pe umăr așa și mă urc în ea, e dezghețată. Pe bune, asta e ultima. Știu. Îmi place. Oricum. Am încălzire pentru... Banchete, ca să pentru te geaca. Pentru geacă. Pentru fular. Am încălzire, am apăs butonul frumos. Are sistemul de muzică cât de cât bunicel. E la subwoofer de fabrică și... Dar nu m-a mulțumit pe mine și am mai venit cu încă unul. Și în rest, ce bă, să mai fac? E o mașină care la anii ei se prezintă impecabil. Totuși e 2006, adică nu e așa veche. 15 ani, nu? Păi 15 ani, dar când te uiți la una din asta, zici 98, nu zici 2006. Știi? Da, vezi cum... Marizările astea le-am pus pe LED, pe lateral, cum alei erau albe. Și nu erau coapte. Puțin. Mașina nu prea stă... Apasă lucii la... pe avarii. N-a stat în garaj, cum o țin eu când e soare, o țin la garaj, o bag înăuntru. Dar proprietarul de a avut-o înainte, n-a ținut-o. Sunt mai originale, se simte la deget, știi? Știu dacă că e relief. Dacă nu ține la mână, cam uita, ce se fac? Ce la motor, e foarte mult praf, uite. Ceea ce mă prinsești cu ea murdară. Uite. Asta e, mă avem muști, mă avem, e totul funcțional, climă, tot ce are pe ea. Pe vremuri? Uite. Bă, asta mi-e dragă și la Touareg. Bă, bă, i-am pus de două ori într-un an soluție de parbriz. Bă, de două ori într-un an. Dar eu ca să pun toată de două ziua ori, deschid capota. 7,8 ca litri. Să pun de două ori într-un an, și ce am făcut? I-am scos mufa de la ăștia. Una că mută bara și capota la viteză, că dă și ăștia. A, și să și consumă soluție. I-am scos mufa. Capota asta de la, nu știu ce se întâmplă cu ea, că se închide foarte greu. În rest, nu, a avut un punsătură mică pe aici, cred că. Uite, vezi că... Dar nu aș vrea să vopsesc momentan. Da, bine, așa am luat-o, las-o cred așa, că nu deranjează pe nimeni. Ăștia sunt pătate de la spălătorie, uite, vezi? Păi, dacă dai cu... Nu o ștersei, mă gândiți o ștere dimineață, vezi? De la spălătorie cum se pătează ăștia. Da. Rămâne ceala pe ele. Nu știu ce. Dar, așa, nu vezi? Ai soft pe ea, n-ai? E umblat pe acolo, cred. Cât ai? Cât? Nu știu. Mi-a scam în jur de 240, deci pe undeva. Uite, pe aici. E. Sincer să fiu, nu știi de la ce, de la ce e asta? Nu am suflat niciodată, Mihai aici, jur că nu am suflat. Roata de rezervă e impecabilă, nu s-au pus niciodată alea, nu s-au strâns prezoanele pe ea, se vede acolo, e țiplă. Asta ăștia mă ține pe mine? Bă, dar pe mine și pe tine și pe cine vrei tu. Zii, Popa, de unde e asta? Hai că toată lumea trebuie să știe. Păi da, ce mai? Eu nu știu. De la Range Rover. Când s-au preluat atunci... Au luat sistemul de hill descent la buton și chestia asta. Exact. Deci au făcut-o așa lungă? Eu cu așa cred. Ca să poți să te joci cu picioarele așa, că la Touareg nu poți. Păi nu poți, da. Lovești în bar. La X7 au făcut iar din nou chestia asta, știi? Adică... Bă, mașina lui Robert e impecabilă, n-ai ce defect să-i găsești. Știi ce mi-a zis fostul proprietar? Dacă te găsești fără asta în portbagaj, s-a terminat. El, când am luat asta... De asta am și eu pentru câini. Păi da, dar e specială. Iar eu știu ce vreau să fac. O ridici, o pun așa, o prins pe acolo și pe aici, pe laterale, cu scai. Știu, bă, că am și din asta. Exact. Eu am dat 200 de lei pe prostie din asta și au făcut-o câinii praf. Știi ce am făcut? Cu toate cam asta. Am fost la piață, mi-a trebuit un sac de ciment și l-am luat în spate, am venit cu el la piață. Bine, nu e foarte departe de mine, dar... Decât să pui în mașină. Da. Nu mai sănătos, îl punea în mașină. Bă, Robert, îl chemai pe Mihai cu Touareg. Știi ce am văzut? Am văzut el pe unul cu X5 de ăsta, era plin de ardei până aici sus. Verzi sau roșii? Roșii. Poate e verzi erau jos. Auzi? Să ți-o cumpere frunul de ăsta. De se ocupă cu agricultura și o vezi tu peste o jumătate de an tot cu ardei. Am cineva de are moară și agricultură și știi ce e în ea? Nu. Bă, mașina este un lucru de folosit, Robert. Nu știu ce. Cât costă piesele? O dai 10.000 de euro pe ea. Hai, dai 9.000 că mai negociezi, dar
cât e o anvelopă nouă. Nu vorbim de second hand-uri, de alte chestii. Uite, spune cât e, 18.900.000, am dat-o pe bucată. Ăștia pe spate. Atât e o bucată. Vai. Sunt luat de noi 0 km cu anvelopele. Doamne ferește. Dacă ai luat de specificații de Porsche, cred și eu că... Înțelegi? Păi tu, cine crezi tu că mai dă 18 milioane pe... Păi nu, dar am fost la o grămadă, am fost. Mi-au recomandat toate la iale de la vulcanizare, iale la vulcanizare. La vulcanizare le aveau tocite pe interior. Erau din 2000, mi-a dat cineva, sunt din... Uite așa cum arată, sunt lux. Dacă n-am pus la pe ele, cei că sunt din beton. Și m-am uitat, erau 2009. Normal. Iale, păi pentru ce să le iau? Nu frânează bine, eu am avut cauciucuri. Am cumpărat noi la E46, le-am avut înainte. Că o le aveți de la agențele. A întâia, a doua, a treia se prindeau la bord. După ce am pus cauciucurile noi. Nu se mai prinde. A întâia și la a doua puțin. Da. Vezi? Și dacă și la aderență când pleci după loc, automat și la frânare. Și la frânare, cred da. Că și laterală și tot. Influențează. Cauciucul vechi e foarte tare și nu are aderență. Pe subia nu are niciun de ăsta, cum zice, niciun scut. Facem prezentare pe sub mașină? Da, da. Niciun fac... scut. Eu am loc să mă bag. Ia bagă tu dacă vrei. N-are scuturi rupte, zgâriate, mașina nu s-a mers cu ea. N-are. Nici fostul proprietar n-a mers. Are DPF activ chiar și la Sirocco. Da, uite, văd aici. Teava, nu? Da. Ce păi, spune? Și vrei tu să dai vorba aia, vrabia din asta, curte pecioara. Că nu vei mai găsi și păi asta este o chestie, deci nu vei mai, adică sunt foarte mici șansele să găsești o mașină în România cu kilometri puțini și ceva ani vechime. Eu știu mașina dinainte să o cumpăr cu vreo 5 ani. Mi-a venea la mine de a-mi schimba muleiul, de a-mi schimba mantigelul, chiar dacă nu mergea foarte mult cu ea. Și mi-a spus Robert să o țin ție 3 ani până am vândut pe aia, pe 46 și am avut bani să o iau. Omul mi-a ținut mașina. Un disc de frână cât e? Nu știu, că nu l-am schimbat eu. 3 milioane, 3 și ceva. Bă, cred că de calitate, știi, fiindcă e un model care a trecut un pic timpul peste el, nu mai are niște costuri foarte, foarte mari. Problema e dacă e una de are foarte mulți kilometri. Și 15 proprietari? Mulți mi-au zis, vezi că grupul se sparge, vezi că cutia de transfer nu știu ce face. Păi dacă o legi de pom și sau știu ce faci, bănuiesc că se rupe. Sau o bagi, dar nu am băgat o pneumol. Da. Dacă o bag în amol. Bă, tu nu mi-ai dat o mie să merg cu ea, spune lucrul ăsta. E fii atent. Dacă o bag în amol, trebuie să-mi iau liber a doua zi, să ridic pe elevator, să spăl pe sub ea. Și decât să muncesc o zi întreagă de dragul de a băga o pneumol, mai bine mă lipsesc. Da, asta e grijă exagerată. Dar e bună, exagerată, dar nu știu dacă îți dă cineva banii pe ea. De acord cu tine, dar nu știu dacă îți dă cineva banii pe ea. Da, nici ea nu e grăbită să plece de la mine. Că îi place la mine. Dimineața spălată, mă duc o oră înainte la muncă pe fiecare zi și trag cu aspiratorul în ea. Dacă e soare foarte rău, în ziua respectivă stă în garaj la umbră, doar sâmbătă și duminica vede soarele. Așa că îi stă bine la mine. Uleiul știm la 7-8000 de kilometri tot timpul. Ce bagi în ea? Ravenol. Ce găsesc pe acolo pe drac? Bă, Robert, toate ca toate, dar eu dai lui Luci să meargă cu ea. Nu, bă, că nu-i place. Trebuie să mergem un pic totuși cu ea. Știi ce vreau? Să ne arăți asta, unitatea multimedia, să vedem pe ce canale de YouTube te uiți tu, iată, volanul coboară singur. Este o chestie care n-am înțeles de ce o face. Cum să coboare singur volanul cât te urci în mașină? Nu are niciun semn. Păi nu, nu coboară cât te urci. Când au o problemă, ăștia au două săgeți aici. Da. Nu coboară când te urci în ea. Se ridică atunci când ieși din ea pentru un acces mai facil. E, cum se numește? Easy Access? Nu, nu e Easy. Nu Easy Access, aia e la... Easy Entry. Am găsit claxonul. Easy Exit. La 8 de le-am probat, l-am găsit pe ăștia care îmi plac cum sună. Te dovedește orice Opel Astra. Opel Astra, fii atent. Sunt băgate exact aici, în colțul bării, unde nu are nicio gaură. Se iese cu sunetul. Da, și se sparge, da. Da. Poză de thumbnail. Ia pornește unitatea multimedia, e să vezi aici canalele YouTube. E pornită. Stai că trebuie să-i dau internet. E Fandroid, lasă-o cu canalul de YouTube. Bă, alo, alo, Popa. Nu vrei să te vezi cum arăți aici? Stai un pic, să dau... Boier Bibescu. Bă, țin minte când m-am urcat prima dată în mașină din asta, luase un prieten de-al meu, de-abia se lansaseră facelift. Fii atent, dar Mihai, atunci. Îmi pun aici ceva cu pentru tine. Ce să scrie? În loc de I love V50. I love Volkswagen. A, nu așa. Ia uite, vedem și noi ușe deschise, vedem fază lungă. Vedem avarii, uite. Bă, ești nemul. Vedem multe. Uite, alternatorul bagă bine, 14:4. Da, nu știu. Când eram eu în școala generală, clasa a patra mea, dacă aminte, avea un prieten de-al unui, avea tatăl unui coleg de fii atent.
una din asta, 4-4 V8 Benz. Mamă, știu cum a fost, ce sunet avea alea. Da. Da. Ia uite, fii atent. Am prins proiectoarele, ți-a dă acolo. Ceața, ia uite. Văd. Deci chiar mi-a propus. Ce a făcut chinezul de a făcut-o pe asta chiar? Chinezul ce a făcut, m-a făcut să dau pe aia, de-am dat 15 milioane jos, să mă duc la București să iau pe asta cu 30. Asta a făcut chinezul. Și putea să facă mai mult de atât. Ce tare. Da. Și botul am impresia că imaginea că am impresia că e de 53 pre-facelift. Consum 11. Autonomie 671. Bă, dar are multe informații. Da, bă, ia știi ce faci? Ia vine cu o chestie care... Ia uite, sport modul, dai și mai vezi pe aici ce... Dar la ce o leagă? O leagă la OBD? La ca OBD, să... da. Nu la OBD, am un stick care mi-a zis la cine am cumpărat asta, nu știu dacă e adevărat. Mi-a cerut seria de caroseria mașinii și a venit după vreo 2-3 săptămâni stick-ul și se leagă la cambusul mașinii. Și știu, are toate informațiile mașinii. Oprește-o, că merge degeaba. Uite, Alcantara pe Volanski. E făcută la... La Florinel. Ai, Robert? Da. Trapa, probleme, ceva? Cu ce? Când am luat-o, n-a deschis-o niciodată și era apă. S-auzea aici, știu, bâlcâini de apă, am făcut la garaj și am rezolvat problema. Erau alea de jos înfundate, dar la asta, marele noroc, de că bag mâna pe ei și am desfundat-o. Nu... Ia închide-o așa puțin. Yeah. Gata, poți să deschizi capăt, a mers. Dar cum să nu? Păi da, cine, dacă ar fi ăsta, să zicem, prin spate, aici, că poate e un copil sau ceva și strage de el. Dar aici o conduce unul care are peste 18 ani și nu trebuie să fie nebun să tragă de asta. În România nu garantează. Degeaba o tragi, pentru că tu ai siguranța în față, ea nu se va ridica. Bine, se va ridica din vânt, din viteză. Da. Dar la viteze mici nu ți-o va umfla vântul. Nu. Bă, Robert, ce să zic? Să îi pui un anunț, că clipul ăsta o să-l pun eu. Uite, asta să o fac așa, ea e original, am tocit ăla, am luat altul de ăsta nichelat și am muncit vreo 3 ore, cam așa, să-l fac să tocesc, să vină la nivel și să mai și funcționeze. Asta e mașina de colecție. Vin de la muzeu la BMW. Are mulți kilometri, nu e aia. Nu contează, nu. Au și ei acolo. Nu. Tare. A plăcut BMW-ul, popa. Bă, mi-a plăcut generația asta foarte, foarte mult. Băi, știi ce e curios la ea? Toate generațiile astea, și la BMW, și la Mercedes, bă, sunt tank făcute, E-urile alea, bă, tot așa. Adică au trecut 15, 16, 17 ani pe ele și ele merg aproape de cum au mers noi. E ceva. Da, dar și... dacă au kilometri mulți, într-adevăr, dezvoltă probleme. Clar, aveau componente subdimensionate, aia era da, problema. Adică... Și meleul și așa. Și uite, uite. Mi-au mai scris o grămadă și m-au întrebat, dar tu nu ai probleme cu aia, cu aia, cu aia. Nu am avut. A fost și întreținută. Mașina are 150.000 de kilometri, reali. Și fii atent, toate elementele, uite cât sunt de moi. Uite, materiale moi aici. Păi știu. Aici. Să vadă producătorii din ziua de azi. Eu nu înțeleg de ce au ajuns la rabaturile de astăzi. Pentru că tehnologia costă, toate sistemele electronice. Păi da, mașina tot scumpă e. Că tot, ții de asta nouă, tot ar fi mai scumpă. Mai scumpă. Uite, la asta, ca să-i dau cotiera asta jos, muncești 2-3 ore. Dacă vreau să o dau la un Q7 sau la ceva, trag de-aia în sus pe acolo și a ieșit afară. Da. Suport de monede tot. Pensulița aici e maximă. Pensulița, da. Am două. Una dau pe cauciucuri soluția și cu una dau praful. Nu scârție. Nu, bă, la astea nu scârție nimic, lucile sunt. Cât are? 80 de litri rezervor. Ce 80 că are 91? Jumătate de salariu. Așa scrie 91, dar eu bag intră 100 în ea. Intră rău în ea. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Eu am 6 avut milioane de motori. Am mai avut o pisicuță de 2.5 și la aia o ridicam periodic pe elevator să mă uit, poate că o găsesc gaura de unde, dar aia consuma. Și consuma, nu glumă. Da. Îmi place că e foarte confortabil, asta stă foarte bine pe stradă, nu e elastic așa cum sunt altele, nu e... Hai, urcă-te în spate. Hai, dă că ți-o cumpăr eu, dă-s-o. Da, nu, domnul, că nu... Eu, păi știi cum i-am vândut lui aia 46-le? Nu. I-am spus, au venit 4 persoane. Odată, spus, adică... Da, cine o ia? Tu. Tu și cu mine mergem și facem probă. Nu o să vă iau pe toți 4 mașină, că în spate nu s-a urcat nimeni și o să pui tălpile pe preșuri. Și rămân eu cu semnele, dacă nu o iei, mașina are prețul fix. Nici dacă te tăvărești pe jos, nu scade. Uh-huh. Are o singură problemă pe exterior, avea un punct așa mic, cum ar da o cioară cu ciocul. Așa. Care nu o vedea, dar i-am spus-o, nu are scurse de ulei, nimic. Am mers cu ea, băiatul, i-am spus, nu te învârți cu ea nici după ce o plătești, doar după ce te duci tu mai departe, da? Nu e treaba mea. Nu-i dai scârți cât ești cu ea, de faci probă. Am mers omul cu ea, a ridicat-o pe elevator, i-am spus să alegi orice service din Craiova pe Google sau ceva, o duci și faci orice verificare. Da. Așa am zis eu că am văzut BMW-ul. Da. Vreau să văd dacă pierde ulei. Am ridicat-o pe elevator, a văzut-o, tată, dă banii. A dat banii, s-a urcat în ea,
nu mai bine. Dar apropo, băiatul ăla n-a venit de pe Facebook, de la mine. Din filmulețul ăla l-am făcut cu a mea și cu al lui da, Cătălin. Ce tare. Bă, sper să o vindem și pe asta acum, Robert. Că uite, Touaregul meu nu l-a cumpărat nimeni. Păi te-ar trebui să mi-l dai mie. Nu-l mai dau niciodată. Touaregul ăla va face istorie pe acest canal și în viața mea. La 45 de ani eu mă pensionez. Nu-mi plăcea lui că n-avea nichel și am achiziționat una de... Uite ce opritor la pedala are. Și pune și pe opritor scrie BMW. Bă, popa, asta e BMW-ul de adevăratele, adică dintre... Uite, scrie BMW și pe hus asta. Ia uite, aici. Vezi? Mi-a spus Robert, fii atent, ai toate cheile astea să nu dai jos, să nu te prind cu ea, că nu ții cheia aici cu zgârii. Îți cade jos. Asta e avantajul de a cumpăra o mașină îngrijită cu istoric cunoscut, nu fictiv în acte, da, de la oameni de încredere. Păi și dacă ocupă cineva și a doua zi are probleme cu ea. Ce probleme să aibă? Ce probleme? Nu știu, orice. Se gândește mașina, bă, gata, numai la Robert, hai să... Nu știu, se întâmplă. Nu cred, pentru că ăștia nu prea sunt mașini care să-ți facă surprize așa, să te lase în drum. La kilometri dacă nu m-a lăsat pe mine, da, are aproape 2 ani la mine. Oricum și tu mai mult până mergi cu ea exterioare, te duci la rânca, te duci concedii. Da, nu prea. Și la muncă și atât. Nu merg așa în continuu prin oraș, nu fac taxi cu ea, nu fac... Tu nu urci pe nimeni în spate! În spate nu urc pe nimeni. Păi dar uite-te la altele de sunt la vânzare cum arată bancheta, zici că au cărat pietre de moară, uite, are numai valuri așa. Or fi cărat chiar. Și uite asta cum e pielea, e nouă. Da. De ce să bag eu pe unul care are capse sau are ceva? Ia uite, am ceva pentru tine. Bă! Acum a scăpat. Îmi scăpă acum, da. Când te duci și... Dă-l încoace. Uite, nu, vezi urmă de cot pe aici? Și uite ce moale și asta. Exact ca păi, asta e cu piele de adevăratele. Pe bune piele, uite, să vede aici în spate. Știu. Piele, piele. A, uite pe spatele ăștia. Tu cum mergi cu ea? Ia uite. Bă, e, nu e place. Cu viteze, cu chestii de ăștia. Uite, aici nu m-am uitat niciodată. Acolo e sacul de schi. Sacul pentru schiuri, știi? Ia uite-l, bă, l-o fi desfăcut cineva. Neamțul când a făcut-o, nu, nu americanul. Dar nu mai desfacă cine știe cum îl bag greu înapoi. Americanul la Spartanburg. Nu, nu, la Sant, în Carolina de Sud. Da, bă, da, dar se numește orașul. Spartanburg? Da. Nu și cred. Păi aici nu scrie nimic decât BMW. Păi nu... Am văzut că te uiți, iată. Nu scrie la asta. Nu știu. Bă, domnul Preda, hai să mai dăm o dată un ocol pentru Eric. Să vedem așa cu ușile, cu ușile deschise. Mașinile se cumpără la lumină și se vând la întuneric. Invers, nu. Da, apropo, nu este neagră, trebuie să le spunem, este blau albastru marin închis. Da, dacă la lumină se vede, dacă lumini cu telefonul. Se vede și acum că nu e neagră. Da, deci nu e neagră. O, dar în acte e neagră. Nu știam că e neagră. În certificat e neagră? Am văzut-o, nu. E blau, nu știu cum. E albastru. Da. Albastru, nu știu cum. Ia uite, da, ea e albastră. Uite, vezi? Știu, am văzut-o la soare. Eu după ce am cumpărat-o, am văzut-o în pe la lumina stai așa, albă. Stai așa. Am văzut-o. Să le lăsăm seria de șasiu, că poate vor să o verifice pe cal vertical. Nu, să o verifice punct. Pe mine mă enervează chestia asta că sunt anumite firme. Deci dacă îți vine să fac eu niște clipuri despre niște firme care vând mașini, se dau firme serioase, nu pun kilometri, nu pun seria de șasiu. La revedere. Ai la revedere, nu mai. Și există oameni naivi care cumpără mașinile. Bă, Robert, cred că e doar la motor. Dar ce mă, nu e parcă era? Stai mă, că o văzut eu! Păi este undeva, că știu că am luat eu codul de curaj. O văzut eu că mă uitai la ea. E la motor aici, în dreapta, aici sus, semiaripă. Aici. Acolo e bătută și are el civil. Pac. Aici. Pac. Și ia vezi, popa, ce culoare e. Se mai vede unde a fost tăiată semiaripă? Da, da, da. Uite, se vede masticul original. Bun, schwarz metalic. X5. Uite, șuruburile neumblate. Nu, care nici tu nu le poți păcăli? Păi nu poți să, poți să le păcălești că le pui pe aceleași semne. Vezi că șeibile ăștia au niște umflături. Da, da. Da, da. Da, înseamnă să nu fi fost lovită. Doar să o dai jos ca să faci tu ceva. Da, dar nu, ce am vrut să fac. Da, acum văd eu, voi vedeți cât de jos e motorul. Păi da, la toate e așa, de pe vremuri, nu da, doar de acum. Da, și în alte ea. E, păi da, știu, la, da, la cât de alte mașină. Vine pe aici, drept, cu exact, o dată și la E90 la fel. Uite, ăștia originale, sunt fripse să aibă toate ăștia la balei. Vezi? Ăsta, da. Ăsta. Farurile se dau după curbă, pac, pac. Ia uite, musca sau albina ce e aici. Albina no, prinsă. Da. Bă, ce să zicem, hai să, că rămânem fără lumină. N-are rost să mergem cu ea, că nu... În primul rând, Robert nu ne va da să mergem cu ea. Așa, și doi... Merge, mașina asta chiar merge bine, are totul schimbat, are anvelope noi, neobosită, nemuncită, ne nimic. Doar că e puțin în vârstă, dar
Da, și tu ești. Hai, sictir. Dar nu-i pasat. O să-mi pare rău dacă o vin, să știi. Sau, nu, aș vrea să o vin măcar departe, în alt județ. Nu, să nu mai vedem. Nu, nu, nu. Să nu mai vedem. Oraș, pentru că am mai făcut o prostea de-am dat golful aproape de oraș și mă sunau ăla și mă întâlneam cu el în continuu. Da, ce să mai. Să pui și anunț și punem anunțul peste clip sau și în descrierea clipului. Și fii atent, mai rar găsești la toate. E atât de greu să o ales să cumpere toate. La, am un prieten de are, doar ușa asta îi merge. Restul, cablurile rupte. Ah. Știi? Problema lor. Dar sunt mulți care vin și trag. Mi-a tras mie la asta un vor la țară. Ia bă, ce mașinața la pac, când a tras direct, direct, s-a și rupt. Ăla pe partea aia. Ma, la mine zis, nu mai suntem rude. De mâine nu mai suntem rude. Știi care e problema? Nu e important cât costă bucata aia din spate, pe metalul ăla, când mă deranjează cel mai mult că trebuie să demontez fața de ușă și să o pun înapoi. I-am schimbat toate clipsurile, pe partea alea am comandat originale, puse frumos cu gariturile alea. Știi că poate să-ți plouă pe în mașină, când pică apa pe aici, dacă nu-i pui garinturile la... Da, curge apa înăuntru, în loc să curgă afară, știi, da. Bun, domnul Preda, baftă la vânzare și să te vedem în Volkswagen. Să mă ajungi pe mine să închid trapa acum, să întind folia, da, să mă închide. Hai, popa! Bine. Popa! Bă, mișto mașina! Zi aia, povestea e altă. Da, dacă vreți să vă cumpărați un BMW X5 la mâna a doua, îl aveți pe domnul Preda. Dacă vreți un BMW X5 nou, AutoVantage. Abonați-vă la AutoVantage, mașini cu Luci Popa, AutoMasterChef by Mihai Popescu. Bă, mie îmi plac mașinile vechi, dar nu știu dacă o să-i dea cineva 10.000 de euro pe ea. Dacă o să-i dea, sper să-i dea un pasionat care să aibă grijă de ea, că, adevăr, e miștocuță mașina. Dacă ar veni cineva să spună, vezi că iau să car porun cu ea, cu siguranță nu-ți o dau nici cu 10.000. Și dacă vine cineva să cumpere mașina, nu-i spuneți lui Robert la ce o folosiți. Banii nu au miros. Nu vreau, mai bine... Puneți-i 10.000 de euro cash pe masă și o voză. Avem toate trei cheile, asta încă una la fel ca asta, încă una de aia de plastic. De plastic, fără butoane. Fără butoane. Da, ca la Toyota. Telecomandă la Webasto. Exact. Impozit plătit, bineînțeles, nu ai amenzi. E tot în regulă. Exact. Hai, consum hai, mic, nu știu ce, full option cu trapă, cu 6, piele. 5% consumă, domnul Mihai. Extra full cu piele, cu oricum, trapă. Oricum, e avantajul mare că este unul dintre motoarele bune de adevărat la dealul BMW. Tocmai de asta nu vreau să iau următorul model sau nu știu ce, sunt în dubii. Pentru că la asta nu i-am dat, nu dă nimeni motorul jos să schimbe distribuția. Ia-ți caen. La kilometri ăștia. Da. Hai. Ia-ți caen. Pa. Bye.